În zona de protecție a râului Nistru, în preajma satului Slobozia Vărâncău, a fost descoperit un caz de defrișare neautorizată a 6 arbori de arțari, cu diametre cuprinse între 20 și 25 de centimetri. Prejudiciul estimat cauzat mediului este de 259 de lei. Autoritățile implicate au demarat investigațiile pentru identificarea făptuitorului. Cazul a fost depistat de inspectorii de mediu din Soroca împreună cu reprezentanții sectorului Poliției de Frontieră Soroca, care au desfășurat o razie în zona de protecție a fluviului Nistru. Cazul a fost depistat de inspectorii de mediu din Soroca împreună cu reprezentanții sectorului Poliției de Frontieră Soroca, care au desfășurat o razie în zona de protecție a fluviului Nistru, pe sectorul Soroca-Nimereuca. Obiectivul acesteia a fost combaterea și identificarea cazurilor de pescuit ilicit în râul Nistru, defrișarea neautorizată a arborilor și a altor încălcări ale legislației de mediu. Această acțiune de patrulare comună reprezintă un pas important în protejarea mediului și respectarea legislației în vigoare.